Am ajuns la lecția numărul 31, intitulată Tainele, botezul, mirungerea, religie. Biserica de la întemeierea ei și până astăzi a făcut multe orânduieli și a dat multe porunci prin care religia noastră se deosebește de altele. Așa, noi nu putem intra în sânul bisericii noastre fără botez, nu ne putem face preoți oricât de învățați am fi până nu ne preoțim, nu putem intra în viața familiară creștină fără cununie. Și botezul, și preoția, și cununia sunt taine. Tainele sunt lucruri sfinte, săvârșite de preoți ori arhierei, prin care se primesc de la Dumnezeu daruri nevăzute. Ele sunt în număr de 7. Botezul, mirul, cuminecătură sau împărtășania, mărturisirea păcatelor, maslul și preoția. Botezul este taina prin care omul trece în rândul creștinilor. Săvârșitorul acestei taine este de regulă preotul. Primitorul este noul născut sau oricare om doritor să intre între creștini. Materia care se întrebuințează la săvârșirea acestei taine este apa și unt de lemnul. Cuvintele care se rostesc când copilul se scufundă în apă sunt: botează-se robul lui Dumnezeu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În lipsa preotului, când copilul este în primejdie de moarte, botezul poate fi săvârșit de oricare creștin, scufundându-se copilul în apă și zicând cuvintele: botează-se robul lui Dumnezeu. În urmă, dacă copilul nu moare, preotul cetește și celelalte rugăciuni. Prin botez, omul se spală de păcatul strămoșesc. Cine nu-i botezat nu poate primi celelalte taine. Mirungerea este o taină prin care se pecetluiește legătura ce a făcut cel botezat, că va păzi învățăturile bisericei creștine. Săvârșitorul acestei taine este preotul. Primitorul, cel de curând născut, sau acel care, lepădându-se de credința adevărată, se întoarce din nou la religia creștină ortodoxă. Materia este Sfântul Mir, un de lemn sfințit de arhierei. Cuvintele pe care le zice preotul în timpul când se unge cel de curând botezat sunt: pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Ungerea se face la frunte, tâmple, urechi, nas, gură, mâini, piept și picioare și la fiecare ungere se zic cuvintele: pecetea darului, amin. Ce vreau să remarc la finalul acestei lecții? Pasajul acesta care spune așa: primitorul, cel de curând născut sau acel care, lepădându-se de credința adevărată, se întoarce din nou la religia creștină ortodoxă. Deci acum 100 de ani se spunea că religia creștină ortodoxă este credința adevărată. Acum judecați dumneavoastră cum stau lucrurile. Pe data viitoare!